Și suntem pregătiți, dăm un save înainte să ajungem la partea cealaltă. Și după cum vedeți, suntem pe drumul bun, aș zice că, opa. Ce zale? Hai, m-ar fi curentat de numai. Nu-i ajunge gloanțele așa de departe, așa că eu pot să-l distrug mult mai repede decât mă distruge el pe mine. Kellogg, au zis ceva de Kellogg, deci probabil e aici. Da, numai niște chestii. Asta cred că o să ne devină nouă un settlement. Wow, ce m-a speriat. După ce o să-l curățăm. Și acolo avem scările care duc în jos. Hey, Frozen TV Dinner, știe, ăsta-i. Ok, aia dă cu... Dacă intrai din prima te curenta, dar n-am intrat din prima. Avem niște grenăzi care pulsează aparent. E bine că le recunoaște, avem o grămadă de cutii cu amuniție. O, am rupt un pin, bobby pin. Era așa ceva, așa-i? Oh. Oh, aproape, încă un pic. Nu. Prea mult. Oh man, încă unul, dar e acolo, e fix acolo, am aproape înroșit. Ultimul milimetru, come on. Este. Sweet. Shotgun shells. Sweet, chiar că sweet. Niște carne. Și trebuie să ajungem în partea aia jos. E awesome pentru că tipul ăla Kellogg, e ăla pentru că deja au zis că ultima dată când ne-au văzut am fost înghițați și acum o să ne găsim copilul. Tan, tan, tan. Cea mai interesantă parte a jocului de până acum, adică a fost interesant să-mi construiesc casa și să adun settlement-uri, dar asta te face să vrei să joci în continuare mai mult. Ok, am prea multe chestii, hai să-ți dau câteva chestii. Unde ești? Stai aici. Oi. Stai, de ce nu mi-e pare să-ți dau niște chestii așa? Hey, what's the plan? Wait there. I'll stay. Come on. Oh, nu pot să-i dau nimic. Nu știu unde oră. Nu, mă, noi am fost. Da. Junk. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. I'll chew you up like jerky. Something else. Iar armele glanțe sau de ce nu trage deloc? Ok, ne apropiem foarte mult. Ai după ușa asta și un pic mai jos, 8 metri. Nu pot să deschid ușa asta.
pissed off. I get it. I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. All's quiet across the Commonwealth. Stay safe out there. Aici mai avem o grămadă de amuniție, ceea ce este din nou awesome. Asta nu putem face, ne trebuie expert, am fi deblocat și dulapul acela. Altceva nu-mi trebuie de aici. Bănuiesc că asta nu este direcția în care trebuie să mergem atunci dacă nu putem face nimic. Trebuie să ajungem cumva după ușa asta. Dar nu mă lasă. E chiar aici. Ce trebuie să fac să intru? Trebuie să apas un buton? Nu. Trebuie să mă duc pe jos, pe aici? Nu. Come on! Deci pe aici nu pot să mă duc. Mă rog puțin mai în spate să văd dacă se deschid ușile astea, nu se deschid niciuna. Nu știu care e faza. Nu putem face nimic, nu putem face nimic. Hai să mergem înapoi pe aici. A, noi n-am mers numai acolo, da, putem merge mai... Ok, wow, n-am știut de unde trage în mine. Aid. Câți roboți ce-a făcut, mă, Kellogg's ăsta. Fix când a vrut să dea el la mine, am dat eu mai repede. Mamă, dar ce labirint ce-a fost tras ăsta aici. Am găsit o grămadă de arme, ne-am găsit, în schimb, arme noi. Am găsit doar amuniție. Prea multe, prea multe uși, prea multe opțiuni. Wow, ce arme au ăștia. I-am spart piciorul ăsta. Pe ăsta l-am distrus. Ăsta ating mai puternic un pic numai. Dacă mă că-i jos pot să-l omor mai repede. Dacă nu mă moară primul... Hai că putem, hai. Este. Trebuie să iau arma, e neapărat ceva armă foarte tare. Deși pare că e arma cealaltă. Da, e puțin mai diferită și avem din nou prea multe chestii. This is Radio Freedom. It's 5 p.m. All quiet here. Stay tuned for Minuteman alerts. Ah, ok. Am găsit două pistoale care să le arunc. No, man, dar de ce nu mă scoate arma? Așa.
Că avem zero șanse să lovim. Încă una. Bam. Ok, misiunea asta devine super lungă, probabil o să o împart în două sau trei părți, cine știe. E după ușa aia, chestia unde trebuie să ajungem. Aruncăm repede privire pe ei să vedem. Dacă nu este ceva interesant, nu pare să fie nimic interesant. Și suntem pregătiți, uite steagul Americii de fiecare parte și să-l vedem pe Kellogg ăsta în final. Ok, nu-i după prima ușă. Să fie după a doua ușă. Ok, you made it. I'm just up ahead. My synths are standing down. Let's talk. Ne-a deschis ușa, a zis că e chiar în față, a oprit roboții și că vrea să vorbim, așa că... Wow! Give me my son. Murdering, kidnapping, psychopath! Give me my son! Give me Sean! Now! Right to it then, huh? Okay, fine. Your son Sean, great kid. Little older than you may have expected. But I'm guessing you figured that out by now. But if you're hoping for a happy reunion, ain't gonna happen, pal. The boy's not here. Aren't they? Tell me where he is, damn it. Fine. I guess you've earned that much. Sean's in a good place, where he's safe and comfortable and loved. Place he calls home. The Institute. The Institute, l-a luat institutul. I'll find him. Here, the Institute. I'll find my son no matter where he is. That's the spirit. You know, you surprise me, I have to admit. I find myself actually kind of liking you. I admire your dedication to fatherhood. Even if it is ultimately useless. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So. Okay. You know I am, Kellogg. Okay, asta a fost pe neașteptate, fost like super. Nu mai am amuniție. What? Se face invizibil pe bune, asta e puterea. Oh, l-am prins. Whoop, whoop, am găsit un pistol nou. Anyone else? We should take a look around, get all the intel this place can hide. Ce avem și hainele lui acum? Nu mai cam prea multe. Nu, n-am prea multe. Ceea ce este awesome. Zicea asta să ne uităm pe aici să aflăm toate informațiile. Ne luăm câteva chestii de genul. Bobby pin este recorder, steam pack, addict, revista. Îmi descoperi ceva joc. Cum trebuie să găsim parola, dar i-am furat parola, deci ar trebui să o știm. Da, am băgat-o din prima. View access logs. Aici ne zice, cred că...
O plătit ceva. Și uite, iar aia. Copilul Sean a fost livrat cu succes la institut, plata a fost primită, ordine noi pentru a căuta să aducă întăriri, să au curățat fortul ăla, ne mutăm curând. Security door control, le deschidem toate ușile și gata. Atât, am deschis ceva ușa acum. Da, copilul e în interiorul institutului, deci înseamnă că dacă o să îl convingem că noi suntem tata lui, poate o să ne ajute să take down, să distrugem institutul ăsta dinăuntru. Only person I know willing to snoop up the Institute's tail feathers is Piper, the reporter in Diamond City. I say we head her way. Talk this through. Diamond City it is. Da, trebuie să mergem la Piper, la tipa aia care am intrat prima dată în Diamond City, reporterul ăla, cică, aia e singura persoană care mai vrea să distrugă Institutul. Acum trebuie să mergem să vorbim cu Piper și să îi zicem ce am descoperit. Pentru asta trebuie să ieșim, iar ieșirea este aici. Este un lift, cred că o să ne ducă direct afară. Uite, acum de data asta vine și el în lift. Dar a dispărut din... Ba, nu, uite aici. Ok, misiunea asta devine chiar super, super lungă, dar e faina. Vreau să ajung... Nu o să ajung până la capăt, pentru că după ce ajung la Piper... O să înceapă o altă misiune, cred că, dar... Na, hai să vedem ce zice Piper și după aia. Turret control, oprim turret-ii prima dată. Deactivate. Așa, și mai deschidem ușile. Oh, nu putem deschide ușile. Open door. This is Radio Freedom, broadcasting all day, all across the Commonwealth. Nothing to report. Keep it tuned here for updates. Ok, am reușit, am ieșit afară. Ai de capul meu, ce chestia asta? Asta e institutul. Our intentions are peaceful. We are the Brotherhood of Steel. Hai de cap, mă, câte elicoptere. Brotherhood of Steel. Frăția de fier, navă, dar uite cum și-o construit așa monstru. Na, în fine, cu asta am terminat misiunea, după cum ați văzut, tocmai a scris că completed. Asta cu Brother of Steel o să fie probabil un alt side quest. Cred că de aia nu mai primesc misiuni principale, pentru că trebuie să mai fac din povestea asta cu side quest-urile astea și să mai descoperim câteva un altă, după care o să ne întoarcem la... Sanctuary și la chestia cu să reconstruim Middleman-ul și una alta. Da, cam atât cu acest episod. Până data viitoare, numai bine!